Potrivit ministrului, după vacanța de Crăciun va fi redeschisă școala primară din satul Fărlădeni, raionul Hâncești, acolo unde învață 8 elevi în clasa 1 și 16 elevi în clasa 4. De asemenea, va fi redeschisă școala primară din satul Țepelova, raionul Soroca, unde învață 21 de copii. Ulterior, începând cu 1 septembrie, ar putea fi redeschisă școala primară din Bolohan, raionul Orhei. În toate cele trei localități, primarii sunt din partea Partidului Democrat. Babuc nu a putut spune clar însă în baza căror criterii au fost selectate anume aceste școli. I-a spus doar că au fost mai multe demersuri din partea părinților și a negat faptul că unul dintre motive ar fi fost apartenența primarilor la Partidul Democrat. Dragi prieteni, n-are absolut nicio legătură acest lucru și dacă o să vă spun că Partidul Democrat, din câte cunosc, are peste 400 de primari, ar trebui să le deschidem poate sute de școli. Mi se pare absolut stranie întrebarea dumneavoastră, dar ok, o înțeleg. De asemenea, Babuc a spus că la anul ar putea fi micșorat atât numărul de ore, cât și numărul disciplinelor obligatorii pentru elevi și liceeni. Din acest motiv, spune ministrul că ar putea fi afectat salariul profesorilor. Deci dumneavoastră trebuie să fiți foarte sigur că atunci când acest lucru se va produce, bineînțeles că se va ține cont și de șarja de încărcare ale pedagogilor. Niciun fel de schimbări nu pot fi per general percepute doar ca deci cu zâmbet și cu bucurie. Ieri, membrii organizației de tineret a Partidului Acțiune și Solidaritate au depus la minister o petiție semnată de aproape 2000 de elevi, prin care cer micșorarea numărului disciplinilor obligatorii. Monica Babuc a spus că inițiativa ministerului nu are nicio legătură cu petiția celor de la PAS.